Campania de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electrocasnice, organizată de autoritățile băimărene și operatorul de colectare The Green Project, are două componente importante: colectarea gratuită de la domiciliu, sedii de firmă și instituții pe întreaga perioadă a campaniei și colectarea la puncte provizorii amplasate sâmbătă 19 octombrie între orele 10 și 16 în trei locații din Baia Mare. Este vorba despre parcul de la RFN, platoul din Piața Revoluției și intersecția Bulevardului Republicii cu Strada Lupului. În punctele stabilite se vor aduna aparate de mici dimensiuni și se va putea face informarea cetățenilor asupra importanței selecției deșeurilor electrice. Aparatele de mari dimensiuni se vor ridica de la domiciliu prin intermediul mașinilor de colectare. În plus, toți cei care vor preda aparatură electrocasnică sau electrică vor participa la o tombolă cu premii, și anume un air fryer, o aerotermă, două mixere cu bol, trei bor mașini, trei prăjitoare de pâine și trei uscătoare de păr. Extragerea câștigătorilor va avea loc luni, 4 noiembrie 2024, la centrul de colectare din Baia Mare, strada Europa. Se poate preda orice aparat electric, electronic sau electrocasnic, baterii portabile, corpuri de iluminat care nu mai sunt utilizate, practic aproape tot ce se conectează la priză sau funcționează cu baterii.